Bă, mămăița să trăiască! Sărăcimea de mămăiță! Uite aici, dulceață făcută de casă din 1900 toamnă. De ce? Că toamna se culege de-astea. Atâta făcea mămăița. Mamă, dar ce gustare! E o încântare! Dar dacă nu am altceva? Cioarbe! Are cioarbe! N-are nimic. E cina cea de haină. Bă, fetele, ce dracu umblai așa jertărită? Nu ți-ai rușine, dacă eu sunt boschetar, te-ai văzut tu boschetară? Îmi plăcea hainele tale de înainte. Ne faci de rușine? Fată tânără umbla așa jertărită? Ce? Băi, nu ești tot model pula mea să prinzinți moda. Ai o vârstă oarecum, dar ești tânără. Văd că ți-ai luat și tu haine de-astea jampilitice. E bine. Vezi că încep să te educi? Uite, acum e mai vin la mine. Că te dai de gol că ai bani. Bă, dacă vin la mine, te primești. Că n-ai cum vine cineva la tine. Dar cred că ai plecat. La relaxare. Foarte bine, du-te. Și după aia o să mai mâncăm, nu știu, iar mi-a venit la urmă. Niște pâine și cu apă. Intra la detoxifiere. Nu mai merge mâncarea făcută de tine. Orând ai, când ne-am întâlnit la Paștele Cailor, orând ai și mie ceva îngurgitabil, ori nu mai îmi dai nimica, da? Pa! O să-ți dau eu la mulți ani. Și o să-ți dau și calculatorul de la mulți ani. Ca să-ți ieși tu haine bune de la mulți ani. Îl vinzi, îl dai la cineva, îți dă niște bani pe el. Eu n-am ce face cu asta. Și să vedem cum e cu actele casei. Să ne înțelegem, depinde. Dacă ești tu proprietarul, să mă înțeleg în ce termen ți-aș putea plăti chiria. De-astea, știi? Nu cu de-astea. Cu bună ziua, cu de-astea, da?